Itinerar Biblic. Itinerar Biblic Itinerar Biblic. Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee adunate în colecția Thru the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci. Dragi ascultători, am vorbit data trecută despre consecințele păcatului lui Cain. Așa cum Adam și Eva au fost alungați din grădina Edenului, Cain fuge departe de fața Domnului. Este o lecție pe care orice om trebuie să o înțeleagă, și anume că păcatul întotdeauna ne separă de Dumnezeu. Cain pune bazele unei civilizații fără Dumnezeu, care în cele din urmă trebuie să se întâlnească cu judecata lui Dumnezeu exprimată prin potop. Astăzi vom afla mai multe despre acest important eveniment din istoria creației, potopul. Studiul nostru ne-a dus la capitolul 6 al cărții Geneza. Este capitolul în care vedem nu numai ce s-a întâmplat cu ocazia potopului, dar și de ce a fost potopul. Să citim mai întâi ce scrie în Cuvântul lui Dumnezeu. Când au început oamenii să se mulțească pe fața pământului, li s-au născut fete. Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat neveste pe acelea pe care și le-au ales. Sunt primele două versete ale capitolului 6. În aceste două versete este atinsă o problemă care a ridicat discuții nesfârșite. Problema legată de fiii lui Dumnezeu și fiicele oamenilor este una care încă nu a primit o explicație satisfăcătoare. Sunt foarte mulți oameni care au spus că fiii lui Dumnezeu erau îngeri. În ceea ce mă privește, n-aș spune că sunt de acord cu acest punct de vedere. Cei mai mulți dintre profesorii mei m-au învățat la fel și este foarte adevărat că mulți dintre cei ce interpretează Biblia astăzi cred același lucru. Dar, cum spuneam, nu sunt de acord cu acest punct de vedere, pentru că dacă erau îngeri buni, niciodată nu ar fi comis asemenea fapte. iar dacă ar fi fost îngeri căzuți cu niciun chip, n-ar fi fost numiți fiii lui Dumnezeu. De asemenea, un alt aspect este acela că ei se trăgeau din oameni. Nu știu de ce foarte mulți îi asociază pe acești fii ai lui Dumnezeu cu uriașii. Când vom ajunge la versetul 4, vom privi mai de aproape acest aspect. Dar, pentru a ajunge acolo, trebuie să citim mai întâi versetul 3. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă. Totuși, zilele lui vor fi de 120 de ani. Ne credem că Noe a predicat 120 de ani și în tot timpul acela Duhul lui Dumnezeu s-a luptat cu omul. Apostolul Petru este foarte clar atunci când spune că Duhul lui Dumnezeu s-a luptat cu omul, pentru ca în cele din urmă omul să se întoarcă cu inima către Dumnezeu. Numai că omul a refuzat acest lucru. Ascultați cuvintele lui Petru scrise în prima sa epistolă la capitolul 3. Este vorba de versetele 18 și 19. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Aceste duhuri, aceste spirite, erau în închisoare pe timpul lui Petru, dar a auzit predicarea pe care o făcea Noe. De unde știm acest lucru? În versetul 20 din aceeași epistolă, Petru scrie, fuseseră răzvrătite odinioară când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se făcea corabia în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Când au fost aceste suflete neascultătoare? Pe vremea îndelungii răbdării lui Dumnezeu din vremea lui Noe, pe parcursul celor 120 de ani. Dar, întorcându-ne la textul din Cartea Geneza, capitolul 6, în versetul 4 citim următoarele. Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii. Aceștia erau vitejii care au fost în vechime, oameni cu nume. Vedeți? Textul spune că erau uriași pe pământ în acele zile, dar nici pe departe nu putem înțelege că ei au fost descendenții cuplurilor formate de fiii lui Dumnezeu și fetele oamenilor. Este o precizare făcută cu privire la descendenții despre care am vorbit, iar ea semnalează faptul că erau oameni viteji, oameni cu renume. Deci, nu erau niște ființe supranaturale, monștri, erau pur și simplu oameni. Din ceea ce avem prezentat aici, putem înțelege că uriașii locuiau pe pământ înainte de împreunarea fiilor lui Dumnezeu cu fetele oamenilor, iar după apariția copiilor acestora încă mai erau pe pământ. Numai că nu-i depășeau în faimă pe acești descendenți ai fiilor lui Dumnezeu. De fapt, dragii mei, umanitatea are într-adevăr mari capacități. Omul este făcut cu grijă și într-un mod minunat. Acesta este un adevăr pe care noi l-am cam uitat. Ideea că omul provine din nu știu ce protoplasmă, dintr-un coș de gunoi sau dintr-o algă, mie mi se pare de-a dreptul absurdă. Cred unii oameni de știință că dacă evoluționismul va fi repudiat, ei vor deveni ridicoli. Poate de aceea și țin cu atâta tărie la aceste convingeri. Evoluționismul nu este nimic altceva decât o teorie. Nimic nu a fost stabilit în mod decisiv în această direcție. Este o filozofie ca oricare alta și poate fi acceptată sau respinsă. Atunci când este acceptată, conduce la unele soluții nebunești în ceea ce privește problemele umanității. Unele națiuni se consideră cavalerii rătăcitori care pot rezolva orice problemă a acestei lumi, ignorând problemele pe care ele însele le au. Este o greșeală, una mare, pe care oamenii adesea o fac, gândindu-se că ei sunt mai mari, mai puternici, mai importanți decât sunt în realitate. Ne uităm atât de repede că omul este victima unei căderi, a unei îngrozitoare. El este corupt de păcat și dacă nu înțelege acest lucru, nu poate să schimbe nimic. Un alt aspect pe care îl vedem în acest verset este acela că acești fii ai lui Dumnezeu sunt și ei pe linia oamenilor evlavioși despre care vorbeam în sesiunea noastră trecută. Cred că referirea la fetele oamenilor este mai degrabă o referire la fetele din seminția celor care urmau generațiilor lui Cain. De aceea mă gândesc că ceea ce avem noi aici este mai degrabă o interferare a celor două linii în care cea coruptă, respectiv linia lui Cain, ajunge să răspândească răul până la coruperea întregii umanități. Trebuie să menționăm și excepția. În acest caz este vorba de Noe. Eu cred că aceasta este imaginea ce ne este prezentată aici. Recunosc și chiar doresc să insist asupra faptului că unii exegeți consideră că fiii lui Dumnezeu sunt îngeri. În ciuda punctului de vedere pe care îl accepți, dragul meu ascultător, sper să rămânem totuși într-un climat de acceptare și prietenie, pentru că în cele din urmă nu este decât o problemă de interpretare. Nu cred că are nimic de a face cu cea mai importantă problemă din acest punct de vedere și anume credința în infailibilitatea și ineranța Bibliei. Este important să existe acest respect față de cuvântul lui Dumnezeu, pentru că El este acela care ne călăuzește în această viață și trebuie să-i dăm mare atenție, mai ales atunci când este vorba de evenimente extrem de importante. Facem însă un pas mai departe și vedem care era starea pământului înainte de potop. Ce a determinat judecata lui Dumnezeu asupra pământului? Versetul 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Sunt în aceste versete 4 cuvinte pe care aș dori să le remarc și pe care eu unul le-am subliniat în Biblia mea. Răutatea omului era mare pe pământ. Toate întocmirile din gândurile lui erau îndreptate numai spre rău și în fiecare zi. Acestea sunt cuvintele. Mare, numai, rău, în fiecare zi. Aceste cuvinte reflectă foarte bine starea umanității de atunci, dar mă gândesc că în aceeași măsură o reflectă și pe cea de astăzi. Aceste lucruri îl aduc pe Dumnezeu într-o stare neobișnuită. Ascultați! I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Ce l-a făcut pe Dumnezeu să aibă această părere de rău? Eu cred că păcatul, stricăciunea omului l-a adus pe Dumnezeu în această stare. Se pare că acesta este un moment în care Dumnezeu se gândește să-l ia pe om de pe pământ. Poate că este ceva ce a mai făcut cu creaturile preexistente omului. Cu toate că omul a întristat pe Dumnezeu, mulțumim lui Dumnezeu că în cele din urmă nu a fost distrus. Și Domnul a zis: am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Acesta este versetul 7. Observați că nu este nimic scris despre pești și aceasta pentru că Dumnezeu știa cum o să aducă distrugerea, prin apă. Numai că Dumnezeu nu rămâne prea mult la această idee a distrugerii omului. Imediat gândurile lui se îndreaptă spre Noe. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Interesant, într-o generație coruptă, în totalitate, este totuși un om a cărui inimă era îndreptată către Dumnezeu. Oare prin ce a căpătat Noe milă înaintea Domnului? Cred că versetul următor ne dă o explicație în acest sens. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. De ce l-a salvat Dumnezeu pe Noe? Explicația este până la urmă una simplă. Noe umbla cu Dumnezeu. De asemenea, cu privire la Noe, Scriptura mai spune: prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Aceste cuvinte sunt scrise în Epistola către Evrei, la capitolul 11. Este vorba despre versetul 7. A fost nevoie așadar de credință din partea lui Noe pentru a construi o corabie pe uscat, când niciodată nu fusese nici măcar burniță pe pământ. În același capitol din Epistola către Evrei, ni se spune că tot prin credință a fost Enoch mutat în ceruri. Vedeți, dragi ascultători, atunci când biserica va fi luată din această lume, fiecare credincios va fi luat pentru că răpirea este pentru cei credincioși și chiar cel mai slab dintre credincioși va fi luat la ceruri. Ei vor fi luați la ceruri din pricina milei lui Dumnezeu și suntem chiar asigurați că va fi un timp în care această milă va fi demonstrată din plin. Totuși, de ce a fost nevoie de potop? De ce va trimite Dumnezeu potopul? Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de silnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Este nevoie de un comentariu suplimentar. Omul pervertise tot ceea ce crease Dumnezeu. Omul deturnase chiar scopul pentru care Dumnezeu îl pusese pe pământ. Aceasta îl face pe Dumnezeu să-i spună lui Noe. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. În cele din urmă, Dumnezeu va trimite potopul. Și aș dori să menționez aici câteva motive pentru care cred eu că Dumnezeu face acest lucru. Omului i s-a promis un izbăvitor și a fost comunicat faptul că un mântuitor va veni pe pământ. Lucrul acesta s-a întâmplat imediat după momentul căderii omului în păcat. Cred însă că acesta este lucru pe care ar fi trebuit să-l caute omul. Din păcate însă nu găsim nicio evidență că omul ar face așa ceva. În loc să aștepte izbăvitorul, să caute izbăvitorul promis, oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu. Atunci când omul a căzut în păcat, Dumnezeu a adus o jertfă pentru Adam și Eva și observăm că acesta este un principiu etern, pe care Dumnezeu îl face și mai clar odată cu Abel și Cain. Acești doi băieți constituie reprezentanții a două sisteme, două categorii de oameni. Cei pierduți, pe de o parte, și cei salvați, cei mântuiți, pe de altă parte. Ei îi reprezintă pe cei care se consideră autoneprihăniți și pe cei care sunt flămânzi după neprihănire. Ei reprezintă pe cei cu o credință formală, dar și pe cei cu o credință curată. Un alt element important aici este acela că, în acea vreme, patriarhii trăiau foarte mult. Ei avem pe Adam și Metusala, care acoperă întreaga perioadă de la creație până la potop. Cu siguranță că ei au transmis din generație în generație revelația lui Dumnezeu cu privire la omenire. În epistola lui Iuda, versetele 14 și 15, suntem informați că Enoch a predicat și a profețit în acele vremuri. Ni se spune de asemenea că Noe, în timp ce construia corabia, predica. Atunci când Enoch a dispărut, poate că acei oameni ar fi trebuit să sesizeze intervenția lui Dumnezeu în viața lui. De asemenea, oamenii aceia cunoșteau bine semnificația numelui lui Metusala. Atunci când el a murit, ei ar fi trebuit să-și dea seama că se va întâmpla ceva, ceva major, ceva important. Mai era și lucrarea Duhului Sfânt. Dumnezeu însuși este cel care spune că Duhul Sfânt nu se va lupta cu omul. Duhul lui Dumnezeu se lupta în acea vreme cu omul. Dar când omul a respins categoric oferta lui Dumnezeu pentru izbăvire, a venit potopul ca o judecată asupra pământului. Întreaga umanitate se întorsese cu spatele către Dumnezeu. Așa cum spune apostolul Pavel, nu era niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Desigur, având în vedere scara la care se produsese această pervertire, Noe și familia lui, care erau singurii credincioși, nu însemnau o cantitate apreciabilă. Cu toate acestea, Dumnezeu nu ignoră credincioșia lor, pentru că nu îi distruge împreună cu ceilalți. Noe este omul care umbla cu Dumnezeu. El este omul care își asumă riscul de a construi o corabie pe uscat. Nu cred că înțelegem exact ce se petrece în acele zile. Oamenii erau la fel de neîndurători cu cei din jur. Dacă nu ar fi venit nicio ploaie, Noe ar fi ajuns de râsul tuturor. Dar nu cred că aceasta era teama lui Noe. Timp de 120 de ani, ceea ce înseamnă o groază de timp, Noe a construit cu perseverență în ciuda dezaprobării generale. Cred că este o extraordinară lecție pentru noi, dragii mei. Avem aici o comparație frapantă între ceea ce se întâmpla atunci și ceea ce o să se întâmple la venirea Domnului Isus. Sunt câteva paralele remarcabile aici. De exemplu, versetul care deschide capitolul ne spune că oamenii au început să se mulțească pe pământ și li s-au născut fete. Avem așadar o explozie demografică. Oamenii au început să se împrăștie pe suprafața Pământului. Toate continentele ajung să fie populate de om. Și astăzi avem o explozie demografică. O mare mulțime de oameni populează Pământul. Un alt aspect comun celor două etape este faptul că în zilele necazului cel mare, Duhul lui Dumnezeu nu va mai interveni în limitarea răului. El va lucra în continuare la convertirea oamenilor, dar ni se spune foarte clar că nu va mai contribui la restrângerea răului pe pământ. Interesant este și faptul că oamenii lui Dumnezeu erau respinși și batjocoriți. Nici astăzi situația nu este cu mult diferită. Cel care este într-adevăr cu o inimă după voia lui Dumnezeu, cel care îl caută pe Dumnezeu din toată inima lui, nu este aplaudat și nici încurajat de cei din jur, de cei care i-au întors spatele lui Dumnezeu. Mai departe este respins, batjocorit, marginalizat. Creștinismul cel acceptat este cel de paradă. Dacă mergi cu mulțimea, dacă faci din creștinism unealta revendicărilor sociale, dacă faci din el terapie psihologică, este acceptat. Dar încearcă să umbli cu Dumnezeu. Încearcă să demaști păcatele acestei societăți corupte și vei vedea ce se întâmplă. Dintr-o dată te vei trezi cu o mare mulțime de dușmani. În cele din urmă, atât în vremea lui Noe, cât și în zilele din urmă, un mare număr de oameni vor fi izbăviți. Ei nu vor trece prin necaz, nu vor trece prin grozavele chinuri din timpul necazului cel mare, și aceasta nu pentru că au avut ceva ce ceilalți nu au avut încă la dispoziție, ci doar pentru simplul fapt că au crezut ceea ce le-a spus Dumnezeu. Este interesant că în acele zile când Noe pregătea corabia, Dumnezeu oferă oamenilor de atunci oportunitatea de a se întoarce cu inima către El, de a se pocăi și de a fi izbăviți. Iată ce citim în versetul 14. Fă-ți o corabie din lemn de gofer. Corabia aceasta s-o împarți în cămăruțe, s-o tencuiești cu zmoală pe dinăuntru și pe din afară. Goferul este un lemn foarte rezistent. Ideea de cămăruțe este aceea de compartimentare în funcție de necesități. Pentru că o cârtiță nu va avea nevoie de același spațiu ca un elefant. Un alt aspect legat de arcă, de corabie, de acest mijloc de izbăvire, este acela că ea va fi izolată împotriva apei. Cred că toate aceste elemente sunt foarte importante pentru că dovedesc nu numai capacitatea a tot prevăzătoarea lui Dumnezeu, dar și ascultarea lui Noe. Nu numai că Noe nu era un constructor calificat de corăbii, dar era destul de neobișnuit ceea ce cere Dumnezeu. Pe de-o parte avem dimensiunile corăbii, alcătuirea ei, elemente pentru care aveai nevoie de credință pentru a le împlini. Numai că Noe era omul care umbla cu Dumnezeu. Îl cunoștea pe Dumnezeu prea bine, de aceea avea încredere în el. Experiența lui anterioară cu Dumnezeu îl asigura că niciun detaliu nu este întâmplător. Mă întreb oare de ce atâția oameni astăzi sunt atât de circumspecți cu privire la ceea ce le cere Dumnezeu. Este drept că nici atunci ceilalți n-au fost deloc ascultători. Dar nu putem oare învăța din greșelile altora? Se pare că mai greu. Cineva are interesul ca omul să nu învețe decât pe propria ei piele. Știți cine este acel cineva? El nu a vrut ca Adam și Eva să cunoască binele și răul din ceea ce le spunea Dumnezeu. El a îndemnat la experiența personală. Strategia lui nu s-a schimbat prea mult. Cu toate că au trecut mii de ani, el nu este foarte inventiv, pentru că noi nu suntem suficient de vigilenți. Nu credeți că ascultarea de Dumnezeu vă poate scuti de multe probleme? Faceți numai o încercare. Ascultarea de Dumnezeu poate să ne aducă binecuvântări nebănuite. Satana se bucură ori de câte ori reușește să ne facă să nu-L ascultăm pe Dumnezeu. De aceea, dragi prieteni, oferiți-vă această șansă a ascultării de Dumnezeu. O să vedeți de câte binecuvântări o să aveți parte. Data viitoare vom continua discuția cu privire la corabie și potop. Rămâneți cu har și pace. Sunt atâtea lucruri pe care aș vrea să ți le spun. Sunt atâtea care apasă asupra mea. Sunt, Doamne, lucruri care care nu-mi dau pacea ta, dar vreau să ți le spun, dar vreau să ți le spun. Sunt atâtea căi pe care eu am apucat, sunt atâtea care doar m-au depărtat, că sunt cam să găsesc mai mare împlinire, dar m-am înșelat, dar m-am înșelat. Dar iată că mi-am pierdut credința, credeam că să pot să mă întorc la tine. Și să-ți spun, Doamne, cât mi-e dor, Doamne, de tine mi-e dor, de tine. Sunt atâtea lucruri pe care aș vrea să ți le spun, sunt atâtea care apasă asupra mea. Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88 București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.